Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce nu se spală șepcile? Care e problema? Pe că aveau multe cartonul ăla de întărire pe lateral. Nu, pe față ai zis, în fața deasupra cozorocului. Ori deasupra cozorocului, da. Ori erau modele care aveau de jur împrejur. Ăla este, deci banda aia de carton sau bucata aia de carton care este aici deasupra frunții, aia este numai ca să stea șapca în formă când o ții numai în magazin. Tu după ce cumperi șapca, poți să scoți cartonul ăla și poți fără carton. Inclusiv fără banda de carton de jur împrejur. Nu ăla, mă, lasă-mă, dacă că am spălat eu șapca cu 20 de ani și s-a muiat cu zorocul. Ești nebun, că avea aerea cu zorocul, are înăuntru un carton. Are, mă, carton, mă rog. Auzi, pantofii porți cu tot cu suportul ăla, doi, ține-ai drept? Eu mi-aș lua pantofi noi, dar nu merg, zice. Mă strâng. Că au, sunt, nu mi-intră piciorul, față, nu intră piciorul. Da. E pus o hârtie înăuntru. Eu mă toc de hârtie, da. Și hârtia se scoate. Și de-aia nu porți tu cămăși, că sunt pline de ace. Deci ție nu ți-a muiat niciun cozoroc? Nu. Dar nu le-ai spălat. Nu. Ai mers cu ele până se îngălbineau. Le-am mai spălat, dar problema e că se decolorează după un timp. Adică... Șepcile? Da, se decolorează la cozoroc. Că dacă mergi cu ele la soare, la alea, nu știu ce, aici e mai... Nu sunt de bună calitate. Păi ca un carton, dacă îl ții peste cozoroc, nu se mai decolorează. Putem să facem așa. Poate că n-ar trebui să mai spălăm atât de mult. Știi de mișcarea aia, no wash? Adică mișcarea nespălaților. Nespălatului, nu nespălaților. Băi, eu cred că este și a nespălaților, pentru că dacă nu te speli, ești nespălat. Nu ești, da, că nu speli. Dar ei nu te înteamnă să nu te speli. Ba da, păi da? Da, ce? La asta nici nu... tu pe tine... Păi da, sunt, deci okay. Pe TikTok că te întreb și cum fac ei, cum demonstrează mișcarea nespălaților. E mișcarea no wash, dar este de fapt să ne spălați. Sunt diverse doamne cu păr abundent care arată cum evoluează părul lor dacă nu îl spală cu zilele și săptămânile. Mm-hmm. Serios. Și în fiecare zi mai postează. Uite, cum faci să pari spălată pe cap după 9 zile de nespălat pe cap? Mamă. Sunt niște... Dar nu mai bine te speli pe cap, serios. Adică de ce să faci atâta efort? Arată, coafează, aranjează, îl strâng, îl bibilesc, nu știu. Nu mai bine îl speli pur și simplu pe cap decât te speli pe cap decât să te chinui atâta. Cum să arate spălat el nefiind spălat? Și aici mințim fetelor, adică serios? Aveți că pentru femei nu e ca pentru ne-ai spălat-o pe cap. Nu, dar asta e mai complicat, adică dacă părul e lung e... Da, dar după 9 adică zile Oana de... Adică se duce odată la 2 zile se spele pe cap. Da. Știu că e mai complicat, înțeleg. Știu că e blocat o baie, o oră. După 9 zile de nespălat, eu zic că mai bine îl tunde direct. Da, ai altă discuție. Da. Deci, mișcarea asta a fost inițiată de un designer, de o designeriță de modă britanică, Stella McCartney. Eu am Stella. Din ce? Stella! Din ce? Ce mai, cum să spun, doamnele britanice par. Ea a declarat pentru ziarul The Observer: în viață, regula de bază este că dacă nu trebuie neapărat să cureți ceva, nu curăța. Ai auzit, mamă? Și m-ai învățat să cureți, să spăl, să nu știu ce. Doamna asta spune că dacă nu-i nevoie, nu curățăm. De ce râzi, mă? Ce? Că eu nu-s din Timișoara, zice, la mine în autobuz am membri ai mișcării astea de ani de zile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.